strigăte de disperare și salarii neplătite, rate la bănci, dosare de executare silită și popriri neplătite de angajatori, chiar dacă au fost făcute rețineri, sunt motivele pentru care angajații operatorului de salubritate din Ploiești au pornit o nouă serie de proteste. Ne obligă să muncim! Dacă nu ieșim afară la treabă, ne taie ore, ne motivați, domnule! E posibil așa ceva! Avem familie, avem copii! E posibil, noi putem să ne ajungem cu situația asta! De mai multe ori ați făcut grevă și nimic. A făcut de multe ori grevă, nu ne face nimic! Nu mai credem nimic! Ce vă spun exact? Că nu are bani să ne plătească, pentru că primăria întotdeauna zice că ne dă banii! Nu stau la dialog nimeni. Sunt amenințați, vin inspectori de teren și amenință, vă tai, vă dau afară. Câți oameni și-au dat demisia? Și-au dat demisia. Cristina Pavel are o vechime în firmă și nu a avut nicio zi fără să muncească, doar că, împinsă de nevoi, a decis să-și dea demisia. Mi-a dat demisia de luna trecută și n-am primit banii nicio. Eu tot la fel. Dar ați venit să susțineți să vă cereți de bani. Da, că am trei salarii de luat. Am trei salarii de luat. Și n-am luat nici acum. Și demisia am depus-o de luna trecută și n-am luat-o nici acum. Cum vedeți, doamnă, situația asta? Foarte grea. Foarte grea. Foarte, foarte grea. Eu cât am lucrat, ne-a amenințat că ne dă afară, ne taie din salarii. Suntem datori la bănci. Am devenit răi planici din cauza la Rosal. Oamenii au fost atât de porniți încât au intrat peste reprezentanții firmei, iar directorul, de teamă, s-a închis în birou. Vreau să vă uitiți cu ei, să-i calmați, să le spunem. Vă zic, domnul Răzvan, și dumneavoastră. Nu aveți informații de la... Ultima dată când au primit bani a fost în luna ianuarie, când li s-a dat doar suma de 600 de lei. Am făcut un credit, mi s-a oprit 30 de milioane, ei n-au trimis decât 18 milioane. Că mi s-a pus pe pe salariu și trebuiau să trimită da, ei. Da. Și restul de bani nu a virat. Îmi pare rău că n-am documentele să vă arăt. Să se rezilieze contractul, să vină altă firmă. Toate salariile 4 din urmă, nu plecăm până nu ni se dă toate salariile. Nu mai, deci nu să mai rezistăm. Atâta lume nu mai muncim. O săptămână nu mai ieșim la muncă. Lumina mi-a tăiat lumina. Apa, sunt amenințată cu apa când taie apa. Și am 11 nepoți. Vă gândiți pe 11 nepoți. Dacă vii să le ceri o adeverință de salariat, te lasă ca un prost, nu-ți dă voie să intri înăuntru. Pentru a calma spiritele, în zonă au fost trimiși și jandarmii. Aceștia au încercat din răsputeri să-i facă pe protestatari să respecte regulile de distanțare socială. Dacă nu-și primesc măcar două dintre cele trei salarii restante, angajații sunt hotărâți să nu mai iasă în stradă la curățenie.